Astăzi s-a redeschis spitalul mobil de la Lescan ca urmare a numărului crescut de cazuri noi din ultima perioadă. În unitatea spitalicească vor putea fi tratați 70 de pacienți cu forme ușoare și medii ale bolii, iar 40 de locuri se află în secțiile de anestezie și terapie intensivă. În funcție de incidența cazurilor, vor fi operaționalizate treptat mai multe paturi. Este cunoscut faptul că spitalul, care a costat mai puțin de 13 milioane de euro, a întâmpinat mai multe probleme de natură tehnică încă de la începutul funcției. Astfel, unitatea a fost închisă de 2 ori, iar în luna decembrie anului trecut aceasta a intrat în conservare datorită numărului scăzut de bolnavi de COVID-19.